Licacul este doamna Laura Breana, dacă ați auzit de ea. Da, auzim. Și e despre tot felul de cazuri. Așa, asta vreau să spun, social, adică, știi, social. Din Laura? Hai, că tu ești mai în măsură să explici. De sănătate, de sărăcie, sunt tot felul de persoane cu handicap, pensionari sau copii sau tineri ca și voi, care la un moment dat în viață au nevoie de o mână de ajutor. Acolo merg eu și cu colegul meu Aurel Șelaru, care nu este acum prezent. Gândiți-vă că la un moment dat puteți aluneca și vă luați cu capul de o bătură și rămâneți de la colana, de la partea cervicală în jos, paralizați. O clipă înainte ați fost sănătoși. După această clipă, viața noastră se schimbă. Și atunci trebuie să aveți parte de solidaritatea tuturor. Cam așa trebuie să priviți problemele sociale. Ok? Și cu asta mă ocup eu. Da, și în afară de accidente, se mai ocupă și de parchet, de instanță, de treburi dintre astea, care privesc oarecum evenimentul și au legătură cu evenimentele. În general, evenimentul este ceea ce se întâmplă acum, în ziua asta, imediat, un accident, nu știu, o bătaie, o agresiune, astea sunt evenimentele, iar pe parcurs intervine justiția, mai întâi procurorii care cercetează, fac dosare penale, apoi judecătorii care judecă și aplică pedepse. Iar colega este atentă la tot ce mișcă în domeniul ăsta. Martor nu prea, după. Ei, măcar le vedeți, adică știți. Da, le vezi. Sentiment da, de frică, de deranj psihic. Odată mă cește pe timpul. Nu. Am avut sentimentul ăsta la început. Am avut o săptămână în care, când închideam ochii, vedeam spânzuratul, primul meu contact cu evenimentul, să spun așa, a fost un tânăr care s-a spânzurat. Ei, și o săptămână am avut, de fiecare dată când închideam ochii, nu când dormeam, ci și ziua, îl vedeam. După care m-am obișnuit și acum nu că nu mă mai impresionează nimic, nici vorba. Dar știu pentru ce sunt eu acolo. E adevărat că am momente când, că de foarte multe ori la fața locului ajunge și familia victimei. Și n-ai cum să n-ai nicio reacție atunci când îi vezi pe ei că plâng, că nu știu, se dăvălesc pe jos, țipă și așa mai departe. Ei, și de foarte multe ori îmi vine și mie să plâng și printre lacrimi îmi fac și treaba mea și am și, mi-este și milă de cei din jur, asta e treaba mea. Adică pot să fac și una și alta. Am obișnuit. Ați spus doar că să renunțați? Da. Să spun așa că domeniul în sine este un pic mai solicitant, pentru că evenimentele se întâmplă oricând, contează că e noapte, că e, de exemplu, am și amintiri plăcute din la 5 dimineața cu colegul care filmează și cu șoferul, beam cafea în mall undeva pe centură, că ne întorsesem de la un accident, un autocar cu vreo 3 morți și vreo 20 și ceva de răniți, niște străini, fusese pe la vreo 3, după ce am terminat acolo treaba, hai să ne oprim la o cafea, că ce rost mai are să mai mergem acasă și să ne întoarcem la mall. Ce credeți voi că face un șef? Ajut. Corect, ajută. Altceva, comandă. Așa, altceva. Verifică. Dar știți că pe Facebook circulă o poză de asta. Da, cu lider și da, cu șef. Da, exact. Diferența dintre lider și șef. Întrebarea mea este, bine, voi sunteți tineri, ca să nu zic mici. Sunteți tineri. Nu știu că dacă ați avut de-a face cu noțiunile astea de șef și lider. Nu, în direct spun. Nu, în rândul lor, adică. Adică, nu știu, eu, să zicem... Șef în casă, dacă aveți. Nu știu, există așa ceva? Voi, da. Șef și adjunct, nu? Sau cum? Așa. Eu dau ordine, el primește. Deci tu ești șeful clasei, să zicem. Nu, ăla de tot, din spatele. Și cine e șeful clasei? Aici. Am înțeles. Și tu ce ești, șef sau lider? Ce crezi că ești? Deci el e șeful și tu ești liderul. El zice, face, punem practic.
Așa. Bun. Vreau să întreb pe tine, care crezi că e diferența dintre șef și lider? Sau cum trebuie să fii un șef și cum trebuie să fii un lider? Și apoi și pe tine. Ai timp de gândire. Aș fi deja răspuns. Hai, spune. Dar tu ce ești, șef sau lider? Teoretic șef, practic lider. Deci diferența este că șeful ordonă să se facă anumite... Dar să nu mi le zici de pe tine, da? A, nu. A, să le gândești tu. Da, știu, le-am întâlnit până acum. Am înțeles. Iar liderul suferă odată cu echipa, e cel cu inițiativă. Nu e considerat șef, e cel cu inițiativă, care ajută grupul să treacă mai departe. Nu e fotbalist, nu e fotbalist.